India este o țară cu tradiție, istorie și cultură diversă, iar aceste aspecte o fac să fie una dintre cele mai interesante țări din lume. Dacă este prima oară când îmi vizitezi canalul, nu ezita să apeși butonul roșu de subscribe în cazul în care îți place ceea ce fac. Vizionare plăcută! 1. În prezent, populația din India însumează peste 1,2 miliarde, iar cei mai mulți oameni sunt aceia care aparțin diferitelor caste și credințe. Ținând seama de toate limbile regionale, în India se vorbesc mai mult de 1000 de dialecte. 2. Conform datelor ce privesc rata natalității în prezent, ONU estimează că până în anul 2028, India va depăși China ca populație. 3. Acum 50 de milioane de ani, India era o insulă neatașată de restul lumii. 4. India are 3 mari orașe, fiecare dintre ele fiind enumerate ca fiind una dintre primele 10 metropole ale lumii, Delhi, Mumbai și Calcutta. 5. India se mândrește ca fiind țara cu cea mai mare democrație din lume. La alegerile generale din 2014, 814,5 milioane de oameni au fost eligibili pentru a-și exprima votul. 6. Având o populație atât de mare, India este pe primul loc la accidentele rutiere. 7. India are una dintre cele mai mari industrii cinematografice din lume, Bollywood, fiind una dintre cele mai mari case de producție a filmelor destinate publicului larg. 8. 40% din producția mondială de mango este asigurată de India. 9. India este pe locul al treilea pentru deținerea de recorduri mondiale, după SUA și Marea Britanie. Cel mai cunoscut record mondial este evenimentul la care au participat 891 de oameni îmbrăcați ca Mahatma Gandhi. 10. Cei mai bogați 25 de oameni ai Indiei dețin aproximativ 174,8 miliarde de dolari, cam cât PIB-ul Ungariei. 11. Aproximativ 25% din suprafața Indiei se transformă lent în deșert. 12. În India se găsește cea mai scumpă casă din lume, ridicată la un preț de 1 miliard de dolari, echivalentul PIB-ului Somaliei. 13. Cantina din incinta Templului de Aur din Amritsar, Punjab, hrănește gratuit până la 100.000 de oameni pe zi. 14. Hitler i-a cerut lui Dhyan Chand, un extraordinar jucător de hockey de câmp, să accepte cetățenia germană și să joace pentru nemți. Acesta a refuzat. 15. Aproape nimeni nu plătește taxe. Populația Indiei ajunge la 1,2 miliarde de locuitori, însă doar 3% dintre aceștia plătesc taxe. Unul dintre motivele din spatele contribuției atât de scăzute la bugetul de stat ține de faptul că 2/3 din numărul total al indienilor trăiesc în zonele rurale, iar cei care lucrează în agricultură sunt scutiți de plata taxelor. Mare parte din munca depusă în India este neorganizată, iar colectarea taxelor este dificil de realizat. 16. 42% din populația săracă a lumii trăiește în India. 17. India trece prin 6 anotimpuri: vară, toamnă, iarnă, primăvară, muson de vară și muson de iarnă. 18. Un indian, capul unei secte religioase, are cea mai mare familie din lume, compusă din 39 de neveste și 94 de copii. Familia locuiește împreună într-o casă cu 100 de camere. 19. Pentru a câștiga suficienți bani ca să-și permită un Big Mac de la McDonald's, o persoană trebuie să lucreze aproximativ 6 ore. 20. În ciuda condițiilor financiare și de viață pe care le oferă India, întotdeauna s-a aflat în topul celor mai fericite țări din lume, acest lucru fiind încă o dovadă clară că nu e nevoie să fii bogat pentru a fi fericit. Acesta a fost videoclipul meu, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe de mai jos sau din dreapta, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, sunteți cei mai tari!